Administrația publică locală din municipiul Deva a accesat în ultima perioadă proiecte cu finanțare europeană în valoare de peste 70 de milioane de euro. În urma demarării lucrărilor la unele dintre acestea, o bună parte a municipiului Deva are aspect de șantier. Conform primarului municipiului Deva, Florin Oancea, proiectele, deși importante, au un termen de finalizare relativ scurt, ceea ce înseamnă că aspectul de șantier nu va persista foarte mult. După cum ați observat, au început lucrările mari, se lucrează intens pe zona de centru istoric. Proiectul ar trebui să se finalizeze în august 2022, dar am garanția că la începutul verii, probabil în cursul lunii iunie, vom finaliza lucrările. O altă investiție mare este legată de înlocuirea telecabinei existente cu una nouă, cu capacitate dublă de 30 de locuri și sperăm ca până în luna decembrie să fie montată, iar inaugurarea să aibă loc în luna martie anului 2022 și, de asemenea, o investiție dorită și de autorități locale, dar și de deveni, este cea de la incinta 1 a cetății, un proiect de aproape 5 milioane de euro. S-a semnat ordinul de începere a lucrărilor, s-a predat amplasamentul și a început organizarea de șantier. Florin Oancea, primarul Devei, a mai menționat că aceeași situație se întâlnește și în cazul șantierelor ce se vor deschide în primăvara anului viitor. Și bineînțeles, în anul viitor, începând cu luna martie, vor începe celelalte șantiere mari. Sunt peste 38 sau 39 de șantiere pe care le vom începe în primăvara anului 2022. Alte proiecte privind dezvoltarea reședinței de județ sunt așteptate să fie aprobate în ședința de Consiliu Local al municipiului Deva, care se va desfășura joi, 28 octombrie, de la ora 12, în sistem online.